ați venit sau revenit pe canalul nostru. Astăzi vă vorbim de pe un munte. Se numește San Glorio. Puerto de San Glorio. Și vedem, suntem la granița dintre trei comunități de aici, din Spania. León, Cantabria și Asturias. Și suntem la 1609 metri altitudine și în dreapta noastră, în stânga, în spate, vedem doar munți. O să vă arătăm imagini. O să vă arătăm imediat imagini. Sunt foarte multe flori din astea, nu știu cum se numesc. Acum avem amândoi un lapsus. Astea. Florile astea mă, așa, mușele. Sunt foarte, foarte multe. Acum nu știu dacă ai voie să le rupim sau nu. Dar sunt multe. Foarte multe și frumoase. Așa că am făcut 2 ore până aici, 2 ore jumătate. Am făcut 2 ore jumătate, cred că avem ciocolată. Mâncăm... Am făcut prăjituri. Neam, neam. Și aici sunt cele mai bune, știți? Pe munte. Vom vizita așa un pic pe aici, până împrejurim, după. Perla e aici lângă noi. Și... Vedem ce facem astăzi, împreună aici. Coleg, vă arătăm peisajele pe aici un pic. Superb, superb. Este ultima zi de toamnă, 30 septembrie, și este o zi de vară în toată regula. Sunt 30 ceva de grade. Foarte, cerul foarte senin. Și soarele arde mai rău ca în august. Noi am mai venit aici 2 ori. Odată că era zăpadă și nu am putut să urcăm până aici, că era drumul închis. Era zăpadă de 1 metru și a doua oară am venit, dar nu se vedea nici la 5 metri. Și ploua foarte tare. Era o ceață și o pâclă. Și 9 ori erau băgați aici în munte și nu se vedea nimic. Dar astăzi, vedeți, a treia oară a fost cu noroc. Este superb. Imediat o să ia David cadre să vedeți și voi despre ce superbitate vorbim noi. Este statuia ursului, așa se numește, și este un urs, tocmai pentru că cei aici se găsesc urși. Există urși adevărați. Ursul Pardo se numește. Da. Osos Pardos? Pardos. Și au venit aici foarte mulți, vin cu motorul, cu motoreta. Foarte mulți, pentru că scurbele astea, vreo oră ai numai curbe și stomacul îl găsești sus aici, pungă la strâns. Dar da, te încarci cu o energie aparte. Și natura, suntem într-o armonie foarte bună. Thank you.
mergem acum spre următoarea destinație. Încotro? Nu știm unde. Unde ne duce mașina? Și Harry. Azi că ne începe niște sătuce din astea mai tradiționale. Mergem spre Palencia. Mergem să mâncăm, că ne este foame. Și apoi vedem ce mai facem pe aici. Come on. Ajuns în Palencia și anume în Guardo. Acum căutăm ceva să mâncăm și pare că aici este sărbătoare, este fiesta, sărbătoarea orașului, așa că am venit la fix. Haideți să mâncăm că ne este foame și după să ne uităm un pic cam ce găsim. Nu mai sunt munți, deja aici e totul sec și totul foarte lin. Nu se pare nimic extraordinar. Hai să dăm o șansă totuși. Poate mâncăm bine. Și că aici se mănâncă foarte bine. În restaurant și am început să comandăm mâncare, doar că noi înfometați, doamna ne-a spus, a venit doamna bucătar și a zis că ați luat mult prea mult. Ați luat mult prea mult, așa că ne-am mai tăiat din ele și într-o final ne-am luat ardei din ăștia verzi. Ce am mai luat la prima? Cartofi? Alioli sau ceva de genul. După aia am luat salată, să pățim toți patru. Ei și-au luat ciuletă de vacă și noi ne-am luat secreto. O bucată de iepuraș. De porc, da. Carne de porc. Așa că haideți să vedem cum e asta. Prețurile cum? Nu mai mâncat. Prețurile sunt foarte mici. Față de ce suntem noi învățați în partea de Biscaia. Și zic că sunt foarte mari porțiile, exact. Așa că să mâncăm, poftă bună! Am mâncat, am plecat, am plătit 85,50 din nou. Am mâncat foarte bine, a mai rămas foarte multă mâncare, dar perfect, să știți că merită. Apoi am venit în Saldania, se numește aici. Este foarte renumit pentru năut, pentru fasole, linte, toate aceste leguminoase. Și totul este schimbat. De la munți, acum este totul o câmpie foarte întinsă. Se vede tot. Și casele sunt făcute din lemn și din piatră. Haideți să dăm pe aici o tură la acest orășel. Și poate cumpărăm și niște linte și niște... Cumpărăm? Hai. Dacă sunt ok? Îi face cu ochiul, cumpărăm. Cumpărăm și noi ceva. Cred că ne întoarcem. Ai în fața asta este bisericuță? Ce soare! Uite, ai întâlnit primăria. Piețele astea din centrul orașului, din această regiune, Castilla y León, cu lemn, cu piatră și fier. E total diferit opusul la ceea ce am mai văzut noi până acum, în toată Spania. N-am mai văzut, foarte tare. La Casa Torcida, adică este așa în palme. Uitați cât de frumos este, cât de pitoresc arată totul. Florile roșii, lutul ăsta roșu. Foarte diferit de ce am văzut până acum. Cine ar fi crezut că noi o să ajungem astăzi în Palencia? Palencia. Nimeni.
Și uitați, pe noi ne-a dus Javi. Deci da, este stânga acolo. La fabrica de biscuiți. Se numește Guion, fabrica asta. Și am venit să luăm biscuiți. Și pe tot ce am luat aici, am dat 19 euro și ceva. Adică foarte ieftin, pentru că marca asta în magazine este destul de scumpă. Și am luat o felul de biscuiți. De napolitane. Astea sunt mai sănătoase, cică. Și prețurile sunt extraordinar de bune. Toată lumea iese de aici cu pungile pline, bine, bine, bine. Așa că am luat și noi. Sunt 36 de fabrici, dacă... Da. Colin. Bravo, a fost fundat în 1892. Da, stai de citit aici istoria. Eu voiam pachetul ăla. De ce nu l-ai cumpărat? Pentru că era foarte greu. Și am luat așa mai multe chestii. Ce mănânc eu, David a venit și-a luat niște biscuiți de așa simpli. Biscuiți de așa simpli așa l-a luat, David. Vineam că pun el să iau ceva, altceva mai... Mai vrei un de ăla? Gata, nu mi-ajung. Gata, nu mi-ajung. Uite la cum avem. Eluce, ce mai să? Mi-a mai pus o două de ale. A, dar pe ele s-a